Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am găsit la știrile serii. Răsturnare de situație în Statele Unite, Joe Biden a preluat conducerea și în Pennsylvania, stat în care Donald Trump avea la un moment dat un avans de peste 700.000 de voturi. În Georgia, însă, voturile vor fi renumărate din cauza diferenței foarte mici dintre cei doi candidați. În acest moment, Biden conduce în toate statele cheie. Chiar dacă o eventuală victorie în Pennsylvania ar fi suficientă, democratul este pe primul loc și în Nevada și Arizona. În tot acest timp, Donald Trump continuă scandalul. Potrivit surselor CNN, actualul președinte nu are de gând să-și recunoască înfrângerea. Jurnaliștii americani susțin că atitudinea lui Trump este încurajată chiar de către consilierii săi apropiați care nu i-au prezentat consecințele unui astfel de gest. Biden este pe cale să obțină o victorie aproape nesperată. Fostul vicepreședinte a preluat conducerea și în Pennsylvania, stat în care Trump susținea în noaptea alegerilor că l-a câștigat categoric. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch, and we're coming to good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like... Votul prin corespondență a întors total situația din Pennsylvania. Această metodă a fost contestată intens în ultimii ani de Donald Trump. Președintele american a susținut mereu, fără probe, că pot exista fraude în acest fel. Astfel, nu este de mirare că democrații au reușit acum să recupereze handicapul în condițiile în care Trump și-a îndemnat suporterii să nu voteze prin corespondență. În cazul în care își păstrează avantajul doar în Pennsylvania, Biden strânge numărul minim de electori pentru a câștiga cursa prezidențială. Biden conduce acum în toate cele patru state în care numărătoarea nu s-a încheiat. Presa din Statele Unite susține că Joe Biden va primi protecție suplimentară din partea Secret Service pentru a rămâne la Chase Center din Wilmington, unde își are în prezent sediul împreună cu echipa sa. Paradoxal, majoritatea zonelor cele mai afectate de COVID-19 l-au votat masiv pe Trump. Potrivit presei americane, este vorba despre comitate care se află în Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Iowa și Wisconsin. În aceste regiuni, purtarea măștii de protecție și distanțarea socială nu au fost la fel de acceptate ca în alte regiuni, iar administrațiile locale nu au încurajat măsurile anticoronavirus. Între timp, presată de rezultatele publicate până la această oră, echipa de campanie a lui Donald Trump a înaintat o petiție de a opri numărătoarea voturilor în statele americane Michigan și Georgia. Petiția a fost însă respinsă de judecători din ambele state, care au susținut că nu există suficiente dovezi pentru a recurge la o astfel de acțiune. Totuși, Donald Trump nu s-a lăsat și a afirmat în continuare că alegerile de anul acesta nu sunt unele corecte. După ce rețeaua de socializare Twitter a șters sau a restricționat mesaje de la mai mulți susținători ai miliardarului republican, acesta a atacat platforma. Twitter este scăpat de sub control, a scris președintele în exercițiu pe Facebook. Discutăm despre situația din America cu Radu Buzăianu. Bună seara, Radu! Iată, o luptă foarte strânsă. Cum comentezi întreaga situație? Bună seara dumneavoastră și tuturor. E o situație foarte strânsă aparent. Practic, rezultatul acesta era ceva ce am anticipat încă de acum două zile, când lucrurile erau clar spre ce concluzie se îndreaptă. Acum, sigur că este îndreptățit cumva și publicul Donald Trump, ca și Donald Trump, să conteste aceste alegeri, diferențele fiind extrem de mici. E o situație similară cu cea George Bush cu Al Gore, când a câștigat George Bush în urmă cu câțiva ani, dar este îndreptățit de această procedură în care s-a votat masiv prin mail. Și atunci s-a întâmplat următoarea chestiune. Trump i-a îndemnat pe alegătorii săi, aplicăm așa un soi de logică a evenimentului, Trump i-a îndemnat pe alegătorii săi să voteze propriu-zis, să voteze cum se votează tradițional, iar Biden i-a îndemnat pe ai săi să voteze cu precauție, fiind un mergând mai degrabă pe zona aceasta pandemică. În prima parte, marți dimineața, am avut rezultatul pe care l-am avut, pentru că, în general, fuseseră numărate voturile propriu-zise, nu cele trimise prin mail, și astea mai degrabă e de intuit că erau al lui Donald Trump. După care au urmat voturile prin corespondență, prin mail, pe care intuim cu toții că îi aparțin mai degrabă lui Joe Biden. Acum, lucrurile sunt extrem de strânse și sigur că are și Donald Trump dreptul lui la nefericire, în sensul în care foarte multe state, într-o proporție, în foarte multe orașe, într-o proporție de enormă, cei care au trimis voturile by mail, toate au fost pentru Joe Biden. Deși republicanii au totuși un istoric înainte de pandemia aceasta
de a vota prin corespondență. Adică e o situație ușor neclară și ușor de greu de acceptat în contextul acesta. Cum doamne, toată lumea l-a votat pe omul ăsta când de regulă și republicanii mai aveau în obicei votul acesta by mail. Și totuși, de aici, sigur că lucrurile astea îi alimentează lui Donald Trump intențiile sale din instanță. Pe de altă parte, avem o situație extrem de limită, să zicem așa, în Pennsylvania și în Georgia, cele două state extrem de importante cu număr mare de electori, și speranțele văd că se leagă din cele mai, se leagă foarte mult de soldații americani care încă nu au votat. Și care sigur că, deși te-ai fi gândit, băi, totuși cât poate să influențeze, câți soldați americani sunt în tratele de operație, totuși diferența fiind foarte mică și dacă sunt voturi de trimise de, nu știu, 10, 15, 20 de mii de soldați americani, ele vor balansa lucrurile în favoarea lui Trump, intuiția spunându-ne că ei mai degrabă îl votează pe Trump. Deci speranțele votanților lui Donald Trump se leagă în primul rând de justiție, că vor merge și vor renumăra și vor face și vor vege având și Curtea Supremă de partea lor, și în altă ordine de idei se leagă și de soldații americani care încă n-au votat. Dar asta aparent e din ce am urmărit. Aparent Donald Trump nu se aștepta la o luptă atât de... Aparent Donald Trump nu se aștepta la o luptă atât de strânsă. Pare un strigă disperat acum. Da, nu știu de ce apare nu se aștepta la o luptă atât de strânsă, pentru că, în general, el nu era favorit, nu era perceput, nu pleca din postura de favorit. Adică ce miră totuși lupta strânsă. Adică să zicem că poate nu se aștepta la o luptă atât de strânsă în sensul că părea că va câștiga omul ăsta, Biden, care... Oricum, uite, urmărindu-l așa, sigur că nu pare neapărat în apele lui, foarte rar pare în apele lui. Am dat imagini un pic mai devreme de la ultimul său meeting electoral, cel dinainte de alegeri, când s-a întâlnit, ai văzut, era undeva, nu știu dacă mai apar ilustrații de acelea, s-a întâlnit undeva la, era și o scară, era și, așa s-a întâlnit cu alegătorii săi și a confundat-o pe nepoata sa cu fiul său care e mort de câțiva ani. Adică, nu știu ce bază poți să ai într-un asemenea om. Vă dați seama, toată lumea întâlnește întâlnirea lui cu Vladimir Putin. Și apropo de întâlnirea sa cu Vladimir Putin, vedem cât durează la americani să numere votul și starea asta de incertitudine în care se scaldă apele acolo. Și îmi place gluma asta care circulă pe Facebook cu Putin care râde de ei, Putin care știe, mă rog, rușii care știu rezultatul alegerilor prezidențiale nu la o zi sau două după ce ele s-au încheiat, ci cu o zi sau două înainte să înceapă. Asta e cu America. Mă uit la oamenii ăștia, Ștefan, mă uit la oamenii ăștia la CNN de câteva zile, cum probabil fac românii interesați de America, și văd că există această stare așa de numărare permanentă. Apare tot timpul unul lângă, zici că suntem la meteo, apare unul lângă acea harta statelor din America și zice, domne, așa, așa, zice care sunt cifrele. Cifrele fiind aceleași de foarte multă vreme. Astăzi, în schimb, într-adevăr, s-au mai schimbat lucrurile în favoarea lui Biden deocamdată. Sigur că șansele sunt să câștige Joe Biden foarte mici să câștige Donald Trump. Acum pentru noi românii, că poate ne întrebăm, bă, dar cine e mai bine pentru noi, că ăștia suntem, nu ne gândim și... pentru noi românii, teoretic, nu știu dacă ne-a mers atât de rău cu Donald Trump, adică nu știu dacă ne-a fost atât de rău cu Donald Trump. Acum se discută în legătură cu armele pe care le-am cumpărat. Dom'le, ne pune și asta să cumpărăm arme. Sigur că nu Donald Trump, nu cred că ne-a pus să cumpărăm armele Donald Trump în schimbul sprijinului pe care îl avem în NATO. Probabil că sistemul, establishmentul american, nu se cred că se schimbă ceva acolo. Pe de altă parte, la Donald Trump existau aceste zvonuri de scoatere a Americii din tot felul de organizații. Și acum te apucă fiorii când te gândești că lui Donald Trump i-a dat până cap să ne scoată și să scoată America și organizația NATO. Da, Radu, mulțumim tare frumos pentru aceste... Seama că... Mulțumim frumos pentru aceste informații. Noi trebuie să continuăm știrile.